Bună seara, dragi telespectatori! Emisiunea Viața Gorjului are de astăzi pe Aura Stoenescu, adică eu, și invitat pe Cornel Șomă cu colegul nostru. Bună, Cornel, bine ai venit pe la noi! Da, bine v-am găsit! E pe păi uneva interesantă postul asta, m-am obișnuit deja cu ea, ce, aceea de invitat, mai ales că sunt destul de multe subiecte care se, cre se cer dezbătute și poate datorită vâltorii evenimentelor nu reușim să le parcurgem nici în săptămâna lui vertical și nici... Al director ești, în, în care calitate te-am invitat da, ca Și jurnalist? nici uh, televiziunea în stat care are un profil puțin diferit nu poate să le abordeze cu așa cum și-a adică o emisiune pe zi are cu tot o altă menire decât de a aborda să zicem actualitatea strictă. Da, pentru noi e importantă istoria, pentru noi e important exemplele de bună practică sunt importante, dar din păcate în vârtoarea vieții se întâmplă multe care trebuie punctate. Da, trebuie să învățăm. Da. Ne-am hotărât să le putem împreună, chiar dacă la mai rapid, așa, nu acordăm foarte mult în fiecare subiect, dar eu zic că merită, merită. Trebuie să învățăm un lucru, că e nevoie de cultură, de educație, ceea ce face în satul din, și ne-o spun toți. Și din această perspectivă, deci noi, emisiunile de la Ensat așa sunt orientate. Deci pe și azi, exemplele azi, de bună practică. Da, spre a satisface aceste dorințe, aceste cerințe, pe care din nefericire colegii noștri, sau din fericire pentru noi, colegii noștri nu le abordează sau le abordează în prea mică măsură motiv pentru care primim o groază de felicitări pe Facebook, pe site și așa mai departe. Mulțumim celor care le văd subiectele făcute de noi și le plac. Și acum să trecem la subiectele noastre astea care sunt de zi cu zi, dar care trebuie, ne-am hotărât noi să le tratăm. În emisiunea Viața Gorjului pe tema panoramii gorjan, o posibilă și garantat viitoare emisiune pe care deja am așezat-o grilă. În noua grilă. În noua grilă. Hmm. O surpriză pentru telespectatori, nu spunem mai multe. Da. Uh, și temele noastre de astăzi sunt patru. Mitingurile FNM și PDL de la sfârșitul săptămânii trecute. Pentru FNM am discutat împreună săptămâna trecută. Despre FNM am vorbit și cu unul dintre liderii de la FNM a doua zi. Despre PDL vedem astăzi. Drumul Național 66 sau Europeanul 79 care străbate gorjul de la nord la sud, ca să zicem așa. Mai greu la nord acum, pentru că e mai mult închis traseul. Spitalul Județean, care nu mai are uh, managerul pe care tocmai l-a avut. Poate răspunde cineva la întrebarea de ce a avut manager privat? Mm, pentru că se poartă. Da, e, e un răspuns. Așa? Uite, vezi ce rapidă să da, da, da. nu primeai un răspuns, așa rapid și concret, de la un invitat da. care e în măsură să dea răspunsuri oficiale. Și eu dau răspunsuri oficiale, dar ca jurnalist nu, ca reprezentant al instituției. Pentru ei e mai greu. Și dacă mai avem un pic de timp, la sfârșit m-aș bucura să discutăm despre săptămâna altfel și despre problemele care au apărut. Tu ești director de școală și te-ai confruntat cu ele, pe lângă că ești jurnalist. Dar să începem, să începem activitatea. Am uitat să-mi iau telefonul, o să rog colegii să-mi dea și mie telefonul pe silențios și să-mi dea. Uh, și să începem primul subiect. Meetingurile PDL și FNM. Aveți acolo un SMS afișat, ne puteți trimite SMS-uri dacă doriți. Da, așa cum spuneam săptămâna trecută, în întâlnirea precedentă, spuneam despre faptul că aceste două meetinguri, două în același timp, sunt foarte interesante și arată cumva că lucrurile se mișcă și la Gorj. Pe de altă parte, nu mă așteptam la, să spunem așa, performanțe din punctul de vedere al numărului, e și normal, suntem într-un județ în care. Uh, USL-ul de atunci sau USD-ul de acum au o pondere extrem de importantă. Cu toate acestea. Cu toate acestea, minerii se adunau destul de mulți pe vremuri. Pe vremuri, făceau, da. Proteste. Dar era puțin. Apropo, Erau mai unici, da, apropo de comentariile după prima emisiune pe această temă, uh, mi se spunea, mi-am primit uh, chiar și SMS-uri, dar chiar am primit uh, vreo două mail-uri în care mi se spunea, de exemplu, datul nu știi că atunci era implicată administrația care controlaseau sindicatele, controlau administrația și era o anumită cam așa, cam așa. Așa era. Dar în același timp avea o forță, deci în momentul când cei de la sindicate ziceau ceva, cu siguranță se cam tremura la nivelul ce... la nivelul SNL-ului sau cum se mai numea. E adevărat și că acum nu era administrația bine. administrația are o forță. Da, acum <laughs> se pare că se tremură la sindicate. <laughs> da, știți cum e? Vreme vine, vreme trece, să vedea ce o mai fi. Da, dar întorcându-ne la cele două mitinguri au fost destul de anemice, să o spunem pe drept. Totuși Partidul Democrat Liberal au reușit să strângă undeva între 1000 și 1500 de oameni. Ei și să un target de 1500, așa și luaseră aprobarea, deci până la urmă e ok. Dar nu cred că e ok, având în vedere că au avut la gură și toată floarea cea vestită a PDL-ului de, de la Blaga, la... pe mm -hmm. europarlamentari, pe în primul rând pe Jean Marinescu de la Craiova, apropo un parlamentar care și-a făcut datoria pentru România, nu contează de ce orientare este, dar da, a fost dar declarat de eu Parlamentul European cel mai bun uh, europarlamentar pe anul 2013. Da, da, eu n-aș vrea să cred cineva că facem campanie electorală. Nu, nu, nu. pentru de asta o facem uh, acum și nu facem după asta. Nu, că ce ne-au deja anunțat că nu se mai poate discuta legat de, de europarlamentare decât în cadrul emisiunilor declarate. Noi ne-am declarat intenția de a, a. Nu știam, nu știam nu a... aceste precizări, în presa scrisă da, sunt alte da, reglementări. Impresa... Aici tu răspunzi de ele, da, în dar în audio-vizuală da. nu Discutăm. Dar pot fi amintiți Ei că au fost stat, la Gorj. Au furat startul da, Am spus-o de săptămâna trecută că fu au furat startul deci nu e startul. corect să înceapă campania electorală corect. Înainte de începerea campaniei da. electorale nu, nu, asta Și am... nu sunt singurii care au furat da, asta Am spus-o să să spus de săptămâna trecută Că se fură startul Din punct de vedere politic Și acest meeting de la Gorj Nu a avut decât rolul Să adune puțin forțele Pentru viitoarea campanie electorală Dar a plecat mai devreme pe de altă parte, că spuneam că un miting anemic, cel al minerilor, cel al sindicaliștilor din minerit, a fost mitingul FNM, până la urmă că doar o parte dintre ei au fost implicați, a fost destul de anemic. În sensul s-a cerut aprobarea pentru 1000, au ajuns în jur de 500 până la urmă la manifestație. E adevărat că aici există două explicații, și anume, când s-a cerut aprobarea pentru miting la primărie, se conta pe un sprijin din partea: sindicatului domnului Crețan, de circa 300 de oameni. Păi și n-a venit uh, sprijinul? Uh, n-a venit decât uh, Domnul uh, conform, conform celor apărute în presa gorjeană, n-a venit decât liderul care a stat pe o bancă mai departe, dar ea a supravegheat pe cei prezenți. Pe ceilalți da, din cei supraveghea cu ghilimele. Uh, în același timp, uh, se pare că, taman sâmbătă, complexul a găsit... Uh, rspunde de cuvinte, se cheme, Soltenia, da, CO, se cheme da, se da la Rovinari la serviciu, că foarte mulți oameni din din zona, spuneam, din zona Rovinari care potențial de a participa la meeting Deci a fost cumva sabotată cumva acțiunea de la de la Târgu Jiu. Ce n-am înțeles eu și rămâne să discutăm. A fost declarații ale conducătorilor CO ului care spuneau simplu că nu vin la mitin Decât rudele liderilor de sindicat. Nu liderii și rudele lideri și rudele, da. Așa Bun, păi, în varianta asta de ce a mai fost nevoie de dacă a existat, atenție. Eu spun la ce au declarat liderii de sindicat, nu știu dacă este adevărat aserțiunea. e clar eu n-am văzut oameni în piață. Deci asta e singura adevăr. N-am văzut mulți atât cât ați că trebuie adică să fie. Adică mie Da, dar în același Cât au fost? Până la Deci e, între 450 și 500. Da. deci din cei 1000 pentru care s-a luat aprobare. Dar spuneam cel puțin 2-300 s-ar justifica pe faptul că au fost chemați la serviciu. Știți că acum minerii se trec, avem pas, se trec din mineri în paznici, sunt e o operațiune complexă de redistribuire, apropo de redistribuire, redistribuire, mai vorbeam noi nu, și schimbarea schimbării dar reorganizare, în fine. Deci tot ceva de tot, tot acolo ceva cu da ce vreau să zic apropo de cele două meetinguri arată însă că oamenii nu prea mai marșează la acțiuni de stradă. Poate că de un an, un an jumătate strângem destul de greu oamenii în stradă, deci mai degrabă un spectacol, o vedetă strânge mai mult decât strângem noi la un meeting, indiferent de cine este, de cine este făcut. Da. E, într-adevăr, o problemă că se fac mai multe, mai multe moduri de, eu știu, de a determina pe oameni să nu vină. Cel puțin așa se plâng sindicaliștii, adică s-au folosit mai multe metode de a-i face să nu vină. Să nu uităm că au ieșit chiar cu cagulă pe față de teamă la un alt... Inclusiv, la da, inclusiv sâmbătă au fost uh, cu cagule. Pentru, pentru că se tem să nu pățească ceva și, de asemenea, se plâng că, uh, mă rog, îi mută... Să vedem. Una aici declară, alta aici da. ce se întâmplă. Uh, în realitate, nu avem noi nicio probă că e așa. Telespectatorii trebuie să înțeleagă că gradul nostru de interes, și nu numai al nostru, dar al întregii prese locale, pe CEO, este clar. Deci, ce se întâmplă cu CEO ne afectează pe toți. Nu că lucrăm în minerii sau ceva. Deci, CEO este singura, unitate, da, da, singura unitate economică care contează, și în funcție de funcționarea lui merge și merge și restul dacă așa cum merge că mulți mulți da. prestatori, da. foarte mulți și care au sunt probleme mari da. și... Deci din această cauză noi privim cu atenție și inclusiv soarta oamenilor din acest comun sunt totuși 19.000 de oameni și familiile lor care depind direct, nu mai vorbim de cum am spus de persoanele direct. De aici gradul nostru de interes deosebit. Pe de altă parte, vin se anunță un an cu mari probleme la nivelul complexului energetic, din două motive. În primul rând, trebuie scos acel procent de 15% din acțiuni la vânzare, și în funcție de, pre, în funcție de ce performanțe are complexul, vom avea un rezultat, adică niște sume foarte mari care să vină sau niște sume foarte mici. Și în a doua, și a doua problemă, se anunță un an meteorologic foarte dificil, cu secetă, cu care ridică probleme de genul în sensul că nu, nu o să fie nevoie neapărat de energia pe cărbune, o să meargă ce... bine cu secetă, nu, dacă e secetă, că, Când e secetă avem o șansă, va merge dar, nu va merge da, dar problema este dacă, în loc, dacă intră cărbunele sau intră energia eoliană care a ajuns la niște capacități fantastice și produce mult mai ieftin decât cărbunele. De fapt, aici e principala problemă a complexului. Anunțau conducătorii lui săptămâna trecută că se va crea, se creează o asociație, un holding, ceva de genul ăsta, între CO, nuclear electrica și hidroelectrica, care să păstreze interesele acestor companii, adică să se preia, sistemul național să fie obligat să preia o mare parte din cantitatea produsă de aceste unități. Bine, produce mai ieftin pentru că vântul e gratuit. Bineînțeles. Eu am o singură întrebare. Da, utilajele astea costă, deci un. Investițiile costă, dar le suportăm tot noi din buzunarul noi nostru. Aici e, problema, ta, da, ce aici e problema. Aici, aici, și mai ales spui problema. N-am înțeles, în primul rând autoritățile gorjene, și aici vorbim, atât de cele județene cât și de primării. A fost o întreagă veselie să dăm drumul aceste parcă. Și în îngurși capacitățile instalate. Dar nu, te bucur să avem energie care nu poluează? Păi, stați puțin, acum avem două probleme. Uh, mulți în țara asta s-au bucurat în momentul când s-a închis și mică, când s-au închis diverse combinate chimice. A, ah, o să mai poluează. bine. Acum se moare de foame în zonele respective. Acum trebuie să ne alegem. Păi și ne ori avem industrie și automat o problemă de mediu. Energie. Da, și avem o problemă de mediu în sensul. Ori avem mediu, mediu dar automat nu mai avem industrie și s-ar putea să avem o problemă cu locurile de muncă. Deci, cred că România, la acest moment, nu-și permite să cum să, vă, să meargă doar pe problemele de mediu. Deci, trebuie să îmbine una cu alta. Ar fi de preferat să avem și industrie și să fie și mediu protejat. Dar a merge. Să încurajăm, bă, din contră, sunt primării de aici, din Gorj, și vă pot... Uh, deci au dat terenul gratuit. Acum, de adevăr, primesc niște redevențe, niște impozite. Niște impozite Da, da dar Chirii? au dat aceste terenuri Chirii. și s-au creat deja capacitățile. Uitați-vă, avem telești ciuperceni avem Târgu Cărbunești, avem arcani, Vor mai apare, din ce știu eu, mai sunt luate niște aprobări. E, și intră direct în sistemul național cu această producție. E adevărat e bună, e ecologică, nu ne afectează ca mediu. Dar toată această așa cum vin cele din Dobrogea și une mai sunt, deci creează o presiune fantastică. Pentru că las vine cu câțiva euro și tu dai megavatul cu, să zicem, o sumă mult mai mare, deci undeva la peste un milion. Dar am și o întrebare. Tu știi cumva cum se plătește redevența asta pe vânt? Că toate resursele trebuie să le plătești. Apa trebuie să o plătești ca și... Deci cărbunele îl plătești, plătește redevența la stat, da? Și vântul pa, la cine îl pai, plătești? Dacă vine, al, <laughs> <al cui? laughs> dacă vine de la ruși. Vântul da, al cui? Dacă vine de la ruși. Cui îi plătim știu, vântul? Deci nu, nu m-am gândit putem, la o asemenea situație. Putem, dar dar atenție, să nu le dăm o idee guvernanților <laughs> că s-ar putea să ne și cu un asemenea impozit. Da. Ei, să fost, care de data asta a fost o glumă, dar să sperăm să că să nu se prinde. Să plătească aia care au eoliene, că și așa le iese prea ieftin. Păi da, dar problema e că și <laughs> deci tot noi ne bucurăm și taxa pe stâlp și toate celelalte care le plătesc, să zicem, întreprinderea societatea nu știu care, dar care se va regăsi în prețurile către noi. Și până la urmă cine plătește? Tot ultimul palmaș, tot ultimul cetățean. Da. Deci ești mulțumit de mitinguri, de puterea de a aduna forțe și de a spune spune cuvântul democratică din România, din Gorji? Dacă privim la faptul că suntem la 2 ani de la schimbarea puterii, e normal ca opoziția politică acum să fie anemică. Dacă privim din perspectiva anului electoral și faptul că și opoziția ar trebui să strângă forțele pentru campania electorală, mi se pare o mare problemă pentru ea. Pentru da, PDL. Bine, pentru PDL, de în dacă cazul nu, dacă acesta. Dacă nu se forma un alt partid uh, tip fundație, mă gândesc că era mai puternic. pentru da, da, asta la nivel de țară. Nu știu în ce măsură a afectat această formare la nivel de gorș. Vom vedea. da Deci Vom vedea. nu nu cred că e afectează foarte mult, având în vedere că n-am auzit niciun primar sau care să fi trecut în acest Partid păi nou, cum, partidul pleacă... prezidențial. Nu nu neapărat putea să treacă în Fundație, ca acolo nu l-a afectat cu nimic. A, în fundație, da. Iar dovada cea mai bună s-a văzut pe la Cluj, unde e o încurcătură mare. Primarul a mers în Fundație, dar de fapt. În fine, e sunt lucruri care păi, le vom de mai vedea pe următoarele să următoare săptămâni. Să ne adunăm la Fundație, nu la partid. Nu, așa s-a plecat, dar cred, crede cineva să pentru că a îl... să nu intre în situația de a trebui da, să-și dea da. demisia. Asta a stintă. fost o da, mai crede cineva în ce spun politicienii români, indiferent de culoare? Da. O întrebare retorică până la urmă. Ei, lasă, nu-i mai răspundem dacă e retorică. <laughs> da. Bun, trecem la următorul subiect. Încercăm să ne încadrăm în timp, să le tratăm pe toate, de asta suntem mai subcinți așa. Avem un drum național și european în același timp care parcurge județul nostru de la și un singur european din Gorj care parcurge județul de la nord la sud și care e mereu un lucru cel puțin de la rovinare în sus. Avem, că de la rovinarii avem în avem jos o problemă. e frumos și arată nu. bine de ceva ani. Teoretic o, e... Lucrarea a început în același timp și în sud și în nord. nu Teoretic avem un drum în lucru pentru că el a început, dacă mi-aduc eu aminte, bine prin 2007, tot vorbind că îl facem, și știți ce am văzut, am plătit niște bani, statul român, a plătit niște bani adică a Iurea, s-a reziliat contractul, a venit alții care au luat același model și abia Taman acum, de vreo lună, o lună și ceva, și că lucrează. Spun și că Ei lucrează, pentru că avem o problemă. Bine, a... Te mai trezeai cu cât un lucrător pe da, acolo? Da, mai, nu. mai mult ca să blocheze broca, circulația. Da, un... da, da. Faza este și aici. E, deci avem deja proteste și sunt din ce în ce mai importante, și nu numai cele de la noi. În primul rând, oamenii, de la, deci cetățenii Gorjului, cei de la Sadum special sau cei afectați de zonă, spun, domne, să lase cumva mai mult timp ca să se poată și circula pe această zonă. Ceea ce s-a întâmplat ani de zile, adică se știa miercurea parcă și vinerea, sau marți și joia, nu se circulă uh, de la ora la ora. Da. Se știa. Asta pe o parte, dar a coincis această lucrare. Nu vorbesc de firma care o face, puțin mă interesează că sunt și aici, ai un întreg scandal. Câștigă una și o face alta, dar asta o sub închiriere sau ceva de genul ăsta, cu problema din defile ujiului. S-a blocat și defile ujiului la acest moment, deci lucrările coincid ca termen, numai că în defileu, de exemplu, duminica este o zi, mai sunt și în celelalte zile câte o oră, două, dar care nu coincide cu partea de aici și oamenii trebuie să o colească pe pe ruta aceea, pe mușet, curtișoara și ce urmează până Bine, la sală. Bine, n-ar fi mare, mare problemă. Mai e și o colegi dacă e. Păi o colegi, dar în momentul când ai toată circulația și ești obligat să o dai toată pe acolo, nu poți să unii să-i lași pe o parte și alții, se, deci se merge foarte greu. Eu am trecut prin zona săptămâna trecută, e crimă și pedeapsă la acest moment, deci faci pe ruta ocolitoare, nu numai că e puțin mai lungă, dar e vorba că mergi cu 20 la ore mult. Deci sunt foarte multe mașini. Dar problema e alta, că oamenii au pe undeva, deci ne-am zice bă, dar și ăștia, acum au vrut să se lucreze și acum fac gălăgie. ori vreți drum, ori da. nu vreți drum. Reabilitare faza... 100%, că așa se face, adică se sparge până jos, se schimbă podețele, adică trebuie să faci într-un fel, nu? Problema e alta e, și oamenii, să știți că, au și dreptate puțin. Și anume, există niște norme care ne spun că noi ar trebui să dăm și ca timp, deci lucrezi, apropo de pe porțiuni și celelalte, nu ar fi trebuit blocat în primul rând tot drumul și pe, o, pe, timp atât de mare într-o săptămână. Practic îl blochezi toată săptămâna. Pentru că, din, deci economic, într-adevăr, ce spun și din Valea Jiului că i-a terminat economic perioada asta și îi duce în faliment, au pe undeva dreptate, mă refer cei cu aprovizionare. Bine, Dar, spun și cei care au afaceri pe valajurile. Da, da, problema e următoarea și aici oamenii au dreptate. De ce se forțează peste norme? Foarte simplu, există întârzieri foarte mari pe lucrare și constructorul, Sunt forțează, da, constructorul forțează să se încadreze, adică să prindă termenele din urmă. La acest moment, decalajul, dacă am înțeles bine, e de un an și șase luni față de ultimile grafici. Bine, dar e al constructor. Ce treabă are el cu întârzierea Nu, celui e vorba pentru nou constructor. Ca deci, Ca proiect pe noua s-a renegociat da. totul în momentul când a fost făcut un nou ăsta și pe graficul ăla sunt întârzierile acestea. Uh -huh. Cel puțin asta e pe sursă pentru deci că n-am văzut, o, da, -am o poziție oficială din partea autorităților. E posibil să nu, ca adevărul să fie undeva la mijloc. Însă, dacă este așa, mi s-ar părea corect să împăcăm și una și alta, adică nu putem zona respectivă, trebuie să o folosim, sau a doua variantă, bun. Blocăm asta, dar lucrăm și noaptea. Există și varianta asta, se întâmpla. deci mergem pe o variantă, lucrăm și noaptea, și nu ne mai blocăm până în noiembrie sau când s-a luat aprobare, până în octombrie, ci vom bloca până în septembrie, să spunem, de tot, dar mă, măcar rezolvăm ceva. Dacă-ți amintești când se lucra drumul spre. Uh... Craiova, de la Rovinar spre Craiova și chiar și de la Filiaș spre Craiova, că tot tronsonul ăla a fost reabilitat da. 100%. Tot cu fonduri uh, Și noi făceam verticalul la Craiova, da. îl tipăream la Craiova. Aduți aminte că mergeam, într-adevăr, semafoare se lucra pe o parte, pe o parte se circula sau, mă rog, uh, făceai tot felul de slalomuri pe acolo, dar se lucra și noaptea. E, aici e problema că nu se lucrează noaptea, iar problema e, și aici oameni din zonă spun asta, că nu se prea lucrează nici ziua. Deci, practic, se blochează drumul, avem câte unul pe acolo de se învârte să facă, dar lucrurile cei care trec după aceea și nu se vede mișca nimic. Bine, poate suntem încă la faza supământeană a lucrării, deci -a probabil se va Da, nu am fie și din pământ, dar cel puțin așa ne spun și să, am foarte mulți, inclusiv colegi din presă care vin din zonă și care spun, bă, deocamdată nu prea se văd mari schimbări. E adevărat, n a început de foarte mult uh, timp. Dar acest hei rup așa fără să mai respectăm și celelalte lucruri, nu știu dacă e cel mai bun, mai ales că atenție. Ne plângem, sunt niște cifre care au fost publicate la începutul acestei, la sfârșitul acestei săptămâni, în care spun că de la începutul anului numărul de turiști în Gorj, cei care s-au cazat la unitate de cazare, a scăzut fantastic față de perioada precedentă a precedent din anul trecut la aceeași ceea ce spune multe și s-ar putea să fie legat inclusiv de situația bine, e clar de situația drumurilor din Gorj, dar s-ar putea să lege și de blocajul din acest drum. Las că la vară o să fie transalpinaful când s-o da drumul prin Iunie. Păi, problema iunie e încolo. de unde vi da, de, uh, să, da, să se decaleze circulația pe acolo că vor veni mulți prin zona. Da, cred că e o, un punct de vedere. Poate la asta s-au gândit cei care au blocat așa pe nepusă masă. Sau toată... poate la Consiliul Județean drumul pe Pasul Vulcan și luăm Drumul pe care mergeam înainte să existe de fileu practicabil? Ar fi și asta o, o soluție. Dar aș vrea să să precizez apropo de, de situația acestui tronson, rovinari, bumbegiu, tronson care spuneam, e de 6-7 ani cel puțin, îl tot reparăm și toate celelalte. Bine ar fi ca la sfârșitul acestui an sau 2015, de fapt că așa ai prevăzut să, term să termine lucrarea, să-l avem, să-l avem făcut. Pentru că tare mi teamă că acest herup are mai degrabă legătură cu perioada electorală decât cu finalul lucrării, chiar dacă e cu fonduri europene. Aici e problema. Că dacă mă gândesc eu bine, prin 2008 sau 2009, când au fost ani electorali, tot așa, Ăsta facem. facem, dregem, blocam, circulația, bine, nu așa bine, ca aici acum. Aici e răutăcios, pentru că exact asta ziceam eu în 2007, când am descoperit Transalpina. Eu sunt cea care am descoperit mm. <laughs> Transalpina, adică nu era asfaltat, nu știa nimeni de el, nu știa ce și cum. Eu am scris pentru prima dată, tu știi. în vertical. În vertical da. și în Jurnalul Național. Și am și filmat. Eram la o altă televiziune și am făcut și un reportaj care e și acum pe net. Deci dacă veți căuta Transalpina în 2007, găsiți primul material făcut de mine. Ei, atunci când am descoperit Transalpina, am întrebat Ministerul Transporturilor ce gânduri aveți cu acest extraordinar drum. Și au zis, a, îl facem. Zic, dar acum, dracu, vin alegele. Mă scuzați că am zis un cuvânt nepotrivit. Neacademic. Uh, îmi, cer, îmi cer uh. scuze. Mai ales că s-a schimbat legislația și devine din ce în ce mai... Uh, mai dură. Și zic, da, vin alegerile, cum să nu? Culmea că l-au făcut și l-au făcut, cred că înainte să termine, sau, în 2012? No, e ter alege, din do da, 2011? Da, din 2011, da. Dar din 2011 îl terminaseră. Eu dar, am crezut că e doar o poveste, dar uite că s-a întâmplat și e un lucru bun. E vinovatul de terminarea acestei lucrări, din câte știu, e tot prin închisoare. Nu discut dosarul lui și faptul că a fraudat niște fonduri europene. Vinovatul da. e vorba, vorba de constructor, reprezentantul constructorului. De-aia nici nu e gata încă. Da, de-aia nici nu e gata și ca orice lucrare românească, probabil o să mai dureze ceva timp până în momentul când, 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 se, când, când se va termina. Deși, iată, am avea nevoie de el să fie în totalitate în momentul când... Da, dacă în vara aceasta vom avea turiștii și nu o să poată folosi Valea Jiului, să vină pe această variantă. Oricum turiștii au împânzit Transalpina, a devenit așa o modă să faci Transalpina. Da, cum era cu, anii, cum era cu anii în urmă Transfăgărășan. Iată exact. că acum au mers pe, pe, această, pe această variantă. Dar problema, apropo de drumurile din Gorș, noi am vorbit de acest tronson și e bine că se face, că va mai dura, că blochează, până la urmă e bine că se face să știți însă că avem probleme și vom avea în următorii ani dând din lac în puț, în sensul că drumul Târgu Jiu, Tismana, Barea de Aramă are mari probleme la acest moment și ele se vor accentua și încet, încet încep să, să avem probleme pe Târgu Jiu Vâlcea, drumul care, iată, de vreo da, 10 da, ani, reabilitare, da, da. are de vreo 10 ani, iată că încet, încet sunt, apar probleme aici. Abia vom rezolva aici că va trebui să ne mutăm atenția pe A, partea cealaltă. Apoi și constructorii să n-aibă și aici ce lucra. Bine, da, bineînțeles, nu o să avem, chiar ne mai aducem aminte, toți suntem în campanie, în viitoarea campanie electorală. Nu ne spunea cineva că ne aduce o autostradă pe la Târgu Jiu? Da. E adevărat, între timp da, e, ne așa. face o autostradă constituțională, ceva de da, genul mai acesta. da mai vine o campanie, se mai promite ceva, asta e? O să vină o idee, că tot se bate lumea pe colegiul respectiv, a rămas fără capul lui, în sensul că a plecat la Curtea Constituțională și poate o să aflăm că vine totuși autostrada aceea respectivă, va ajunge și la Târgu Jiu. Da. Uh, îți propun să trecem la următorul subiect Ca să reușim să le, le parcurgem Pe toate cele patru pe care le-am propus La începutul emisiunii Deci, Spitalul Județean Târgu Jiu ca așa se cheamă, cu toate că desăvește întregul județ N-am înțeles de ce se cheamă Târgu Jiu Cu toate că este județean Da? Da uh, Are un alt manager A trecut prin mai multe Mă rog, și-a schimbat conducerea, vreau să zic a trecut prin mai multe faze, sunt tot felul de probleme pe acolo. Tu cum vezi conducerea acestui spital? Cum ar trebui să fie? Cum Pai a fost și cum ar trebui să fie? Suntem într-o situație cel puțin ciudată la spitalul, să zicem, da, de urgență, Târgu jiu Și anume, de vreun an și ceva, că cred că prin ianuarie-februarie anul trecut, începea managementul privat la spitalul județean cu personaje care nu erau din județ, o firmă Tetraedu sau ceva de acest gen, spre să nu fiu acuzat de publicitate, nu, nu i-am dat o de criticăm, nu. Da, așa. Nu. Dacă o a, venit, nu e a venit, a venit uh, aici la Târgu Jiu ne a adus trei, să zicem, directori pentru director general manager general -a -te -a -te -a. pentru spital, <laughs> un, un unul mai Ei sunt profesor de manager. Da, unul mai ciudat decât altul, mă refer ca și rezultate. Uh, Spitalul nu a evoluat cu nimic. În plus, ba din contră, am avut pentru prima dată, în toamna anului trecut, uh, un moment în care cei de uh, medicii de la urgență și personalul medical de la urgență de la spitalul de pe de, 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 de tură Vladimirescu uh, uh, S-au revoltat și au mers, că nu aveau nici măcar lucrurile care le găsești de ce nu, cu ghilimea de nici măcar o aspirină în spital. Da, nu că. Asta vreau să spun că nu că n-ar fi fost nici până acum la fel. Dar, măcar, strict pe chestiile de urgență, câte cât se asigurau de anumite lucruri. Totdeauna au fost. Nu e adevărat că n-aveai nevoie când te internezi de. Nu, nu, eu spun de urgențe care cereau deci eu m-am dus la urgențe, am cunoscut din întâmplare pe cineva de acolo, hai să te fac, să te dreg și alături de mine, deci era vorba de un pansament depus, și alături de mine altcineva la care i s-a spus, păi și pansament ai adus? Acum mie îmi pare rău că persoana care pe mine m-a pansat, acum zice, uite a răului, ca să nu mai vorbesc urât, uh, vezi, nu mai bine -i cerea pe pansament. Deci pentru mine a avut că mă știa că sunt din presă, și pentru persoana de lângă n-a avut. La urgență, atenție. Atunci, în toamna trecută, am avut o discuție cu mai mulți medici de la... Nu o să le dau numele, de la urgență de pe Tudor Vladimirescu și care îmi spuneau, domne totdeauna n-am avut și cel puțin în ultimii ani e dezastru. Dar parcă măcar... Chestii de acestea care fac în și cele care le faci de obicei la urgență, și le, la um, chirurgie sau ceva de e nevoie de ele, de obicei ăstea le găseai în spital. E, nici acestea nu se mai asigurau, asta era managementul, deci practic dată era tuturor cheltuielor și apoi a fost problema aceasta cu scoaterea unor servicii din spital. Deci, -am, deci partea de spălătorie a fost... Con concesiunea dată unei firme. Acum bătaia în ultimul an și jumătate, cred că asta ar fi legătura de ce ne-am trezit cu management privat la Târgu Jiu, pentru că nu sunt decât 3-4 spitale în toată țara care au management. De deci, ce tamal la Târgu Jiu, unde nu erau probleme deosebite? E, eh, ar trebui să ne explice autoritățile. Dar, ce vreau să spun, uh, Problema a fost laboratorul acela de la pentru care s-a încercat, inclusiv de aici de la Gorj, sau au fost niște bisericuțe să pună mâna pe el. E bine dotat, există laboratorul laborator de analize și există destul de multe firme private care ar vrea să pună mâna pe el. E, aici a fost miza, s-a încercat de mai multe ori, prelua, inclusiv o aberație, o, doamna a fost manager manu, cred că se numea s a venit cu o declarație care a făcut în conjurul țării că la Gor s-au făcut teste anti-SIDA fără să fie în regulă, adică au fost falsificate și alte bazaconii de acest gen. Bineînțeles, s-a dovedit că n-a fost așa, dar doamna n-a suportat niciun fel de consecințe. Deci vă dați seama păi, că bă, toată... nu mai e managerul spitalului puțin contează până la urmă. Și a venit aceeași firmă și a pus un alt manager care tocmai fusese dat afară. Da, de la cernavodă, cernavodă sau ceva de genul ăsta. În orice caz, de la un alt da. spital. Nu, la Severin fusese tot, tot o firmă privată, uh, dacă nu-i fost aceeași. E, aventura aceasta a managerului privat la Târgu s-a terminat. Trebuia să termine de mult și încă o dată spun. N-am înțeles și poate mi explică cineva, n-am găsit, chiar vorbeam cu colegi... Păi de... întrebări retorice. Da, <laughs> vorbeam cu colegi din presă, mă frate, dar totuși care a fost scopul acestei, că modă-modă, cum spuneai mai devreme, dar până la urmă modă a fost la 3-4 județe din 42 sau câte sunt. E, în condițiile acestea, cred că altceva a fost în spate și, din fericire pentru noi, E, suntem, e bine că scăpăm de această... Din 15 aprilie această firmă pleacă. Dar să Și știți... Și uh, Nu, din câte am înțeles, uh, s-a redescoperit... Uh, adică Maestria spunem, da, medicilor de la noi, managerilor de la Gorj <laughs> și vom avea, de fapt, fost manageri din câte am înțeles, se bat pentru, pentru această funcție. fi fost, fost mai buni. Acum faza Vreau cea mai interesantă e alta. Știți că de la președinte și până la și fostul, și premier și toate celelalte, oamenii mai sunt reevaluați. Ei, acum vom vedea cine a fost reevaluat dintre cei care s-au aflat la conducerea Spitalului Județean și probabil unul dintre ei o să să l avem manager. Pentru cei care se uită la noi, eu nu mă aștept la minuni în sensul pozitiv. dar măcar nu mai avem un manager privat, probabil se câștigă mai mult la capitolul imagine, tot veneau alegerile. Și nu cred că un manager, niciun manager de genul ăsta, costă mai puțin un manager da. din e, interiorul spitalului decât Aici o firmă privată. aici e o problemă, nu știu dacă e așa dintr-un simplu fapt. Firma Tetraedru, cel puțin și-a dat cifrele oficiale, primea la Târgu 11.000 de, 11 de lei pe lună pentru serviciile pe care le presta. E, acum, dacă ne uităm pe salariile foștilor manageri de până acum 2 ani, la vreo 70-80 de milioane se ducea unul. Deci tot mai puțin. Păi da, dar ăștia primeau, puteau să vină și cu 5, că tot atâta luau. Pe când noi vom avea manager, me și toate celelalte care da, și dacă mai nu câștigăm și foarte și mult, dar, dar nu asta cred că e problema. Stat și da. toate celelalte nu cred că asta să e să problema, eu sper, adică sunt acolo câțiva, eu mă gândeam apropo de domnul Stănculete, cred că e unul dintre domnul Neață care au mai fost director și care am zis că își doresc, mă gândesc la domnul Mergea, sunt câțiva care ar putea să asigure ar putea să asigure managementul fără probleme și bă, nu este eu că s-au mai făcut și la Târgușiu ceva de-a lungul anilor și ceva rezultate. Dar, e o problemă și eu cred că aici trebuie să facă nou manager, indiferent că rămân cei pomeniți, va veni altul sau vom avea tot manager, management privat, trebuie ținuți medici la Târgușiu și trebuie ținuți în spital. Dacă noi ne trezim în situația în care unii îi pierdem, că îi băgăm la pușcărie, pe drept cu sau ceva. În străinătate și alții, da, alții pleacă în străinătate. La, și alții pleacă la clinica privată în timpul programului. Da. De deci, trebuie. Ce eu am pățit și trebuie vreau să și aleagă. Să fac o avant premieră la un subiect acum. Da, trebuie să și aleagă, nu. E, este clar și să știți că avem uh, exemple, în ultima perioadă, și asta e meritul managerului privat, care pleacă acum la 15 aprilie. În ultimii două-trei luni mai mulți medici au renunțat la cei care aveau și uh, cabinet particular, și. Uh, Spital? și în spital, au, au ales varianta privată și nu deci au plecat din spital. Este un, un lucru bun. Nu știu dacă e un câștig pentru spital, pentru că cei care le țin locul, cei care au venit în loc nu sunt de același nivel. Aici e o problemă. Și uh, nivelul prestației medicilor la Târgu Jiu e din ce în ce mai slabă. Deși, atenție, noi am avut în uh, anii din urmă au soții la Târgu Jiu și medici care au fost chiar șef de promoție pe la diverse facultăți. Din păcate, lipsa de aparatură, managementul defectos și alte lucruri i-a ținut și plus salarizarea proastă care e în sistem. Acum ar fi de discutat și o chestie, că, ca o paranteză și foarte scurtă, că știu că rămânem cu timp foarte puțin. Ei ajungem, sunt medici care au fost arestați, știm, la Cărbunești, pentru acea operație. Dar atenție, Apropo, și asta e un aviz către organele de anchetă. Haideți, domnule, știm foarte bine ce se întâmplă și la Târgu Jiu. Se întâmplă toată țara. Deci, numai cei de la Cărbunești pretind, să zicem, la naștere. Deci, da, da, a ne... noi, la Cărbunești la Târgu Jiu. Da, nu, mă refer la, mă refer la cei de cazul pe, de acord. Da, cazul de... Deci, vreau să vă spun că o naștere în sistemul de stat costă la Târgu Jiu, între 20 și 30 banii către medic, anestezist și asistente. Și până la, la negru, atenție. Da, și până la 50-60, atenție, la stat, în sistemul privat e adevărat, te duci în jur de 3000 de euro, dar măcar știi că nu mai dai în altă parte, dar deci măcar primești ghitanță. Dar la stat era gratuită nașterea. Da, nu, teoretic și acum sunt înă și sunt asigurate, dar practic și acum să nu spun că știu oameni din, chiar vor, discutam la un moment dat cu cineva din poliție și cineva cu grad destul de mare, care spunea și că bă, bă, am dat și eu că toți că nu poți să, deci, și asta, te bine, mai sunt, că e, vorba da, de de, e adevărat, era la Craiova da, de deadă, nu la Târgu Jiu, dar asta nu înseamnă că nu se pot și nu se întâmplă și la Târgu Jiu. Există condiționări, există anumiți medici care se știu cu cabinete particulare care condiționează la asta fantastic. Deci, apropo, aviz celor în drept, pot să facă mai multe pe chestia asta dacă asta se dorește. Rămâne de discutat ce facem dacă aplicăm legea cu serviciile sanitare din Gorj. Mai avem după aceea? Da, e o, e o întrebare. Tot pe spital și pentru că vorbeai de evaluare, mă pregătesc, dragi telespectatori, de un caz și vreau să nu poată dormi medicii respectivi. De asta anunț așa în premieră. Apropo de evaluare, există caz în care un copil bolnav de când s-a născut a avut însoțitor până la 18 ani pe când era evaluat de Comisia pentru copii. Da, probleme grave de vedere, avea nevoie de însoțitor. Iar după 18 ani n-a mai avut nevoie de însoțitor. Când a fost. Deci, familia, la 18 ani a văzut din, dintr-o din da. Când familia și-a picat uh, însoțitorul și a intrat la alt grad de handicap și nu mai avea dreptul la însoțitor. Când familia a intervenit, s-a dus la conducere. Frate, uite ce îmi face comisia, cum e posibil? Uite până acum, uite actele medicale. Surpriză! Același medic care inițial a spus că are, nu are dreptul la însuțitor, deci a dat alt grad de handicap, în două săptămâni s-a întors la gradul pe care îl dăduse pe timpul când era minor. Și explicația? Explicația este că acel medic încă nu a ajuns. A, a ajuns în pușcărie, dar nu pe cazul ăsta. O să-i mai punem. Uh, o da, aici e problema voie. că există întotdeauna o explicație. Mai avem patru minute, spune regia, motiv pentru care am să te rog să trecem la ultimul subiect. Oricum nu putem trage concluzii, că pe subiectele astea n-ai cum să tragi concluzii. În 10 minute sau 15 minute cât le alocăm noi, dar măcar să atenționăm, măcar să arătăm că vedem și noi chiar dacă suntem pe uh, nișa asta de hai să vă arătăm câți oameni buni avem, printre picături mai arătăm și problemele care sunt. Și ultimul subiect, ce probleme aveți voi la școli cu săptămâna altfel și cu transportul? Uh, nu neapărat noi, dar să, uh, de câteva luni învățământul e mai afectat decât alte domenii de o lege, uh, e un ordin de, de ministru apărut, prin care se fac niște condiționări pentru organizarea excursiilor la nivelul învățământului și problema a apărut unde? În momentul când un copil, să zicem, face o deplasare de la Plelești sau de la Tizmana, la Târgu Jiu, trecem să vină la muzeul județean sau la arhive sau mai știu unde, lăm vizită la prefectură, de exemplu, Tot a fost ziua porților deschise, se face un întreg dosar prin care ai trei pagini de la fiecare copil cu acordul părintelui că vrea să facă deplasarea, fișe medicală, nu știu câte acte de la transportator, deși ei ar trebui să fie înregistrați undeva, de se face cu acte în regulă, că așa se fac transporturile. Cu toate acestea, deci documentația e atât de stufoasă, încât foarte multe școli din județ, perioada aceasta era, în Târgu Jiu cel puțin, era foarte plină de copii care ieșeau de la o instituție, mergeau la alta, făceau excursii, plecau în județ. Acum în Gorj, practic nu prea s-a făcut, deci nu, nu prea e vâlpă, majoritatea au preferat să rămână în școli pentru că e foarte multă documentație și nu a fost timpul necesar. Se mai întâmplă un lucru, că aici e și ciudat. Ce, de ce totuși la gor s-a întâmplat asta, în timp ce, de exemplu, vedeam chiar astăzi, cei care au trecut prin zona centrală, erau un șir de autocare de la hotel, de la, hotelul la din hotel. centru, de la un hotel din centru, din dreptul prefecturii, că aici merge, pot să zic, până la... și până la Piața Mare. E, deci ăștia, da, toate cu numere, din de București, dâm, da, din alte județe, care veni să viziteze operele brâncușiene. De ce acolo au făcut? Acum sunt două variante. Ori, profesorii respectivi au fost mai disponibili să facă toată documentația asta ori totuși s a mai simplificat puțin lucrurile pentru învățământ. Pentru că apropo de și ne întoarcem la ordinul acela care a bulibășit și a, la propriu învățământul trebuie să spunem că la Galați de exemplu cei din GALAS profesorii, toți cei 5.000 de, de, de profesori de la Galați care erau implicați în săptămâna altfel, în școala altfel au protestat și au spus: noi Nu mai face niciun fel de deplasare pentru că e prea mare documentația și ne costă. Și să vă spun, chiar costă. Gândiți-vă că trebuie să faci pentru o simplă deplasare un dosar de 2-300 de file, trase la serul. Deci, gândiți-vă cât costă efectiv sau cine plătește hârtia respectivă. Că școala nouă, cum nu se mai pot strânge bani de la părinți, cel puțin așa spune legea, nici pe credă, nici pe alte lucruri, automat de unde vin banii ăștia pentru dosare, nu mai vorbesc de restul. Deci, E o, ar trebui Dar reglementat altfel. reglementat altfel. Și ele acolo niște fonduri pentru uh, rechizite, să zicem așa. Foarte mici. Abia te descurci pentru, să zicem, adresele care le trimis, plicurile care le trimiți acasă pentru copii care au lipsit sau ceva de genul acesta. Deci banii sunt foarte puțini și nu te poți descurca decât prin sponsorizări sau ceva care le atragi foarte greu din diverse, din diverse motive. Dar, și acum aici e problema. Și acum să cheiem, deci da, e ultima. E problema, cred că ar trebui să fim, faci? deci în, pe învățământ, să se facă cumva. Deci, apropo de transportul ăsta, da, trebuie făcute. Există acordul părintelui. Dar poți să iei acordul părintelui printr-o simplă semnătură. Nu prin să completeze părintele un tida mai ăsta de trei pagini în care spui că garantezi tu pentru copil că nu știu ce nu face. Iar fișa medicală, când copilul vine la școală, are fișa medicală. Și are la sport, are tot ce rost are să te duci să mai ai o da, medicală de fiecare timp, dată? Păi nu era așa. Nici anul trecut, nici acum 2 ani. De aici, să ne mai complicăm un pic, deci. Da, ca să mai complicăm niște... Și scopul final a fost ca să reducă evaziunea la transportatori. Bun. Și au redus-o? Cred că nu. Bine, în probabil. În sensul că se fac foarte puține. Dar întrebarea mea, retorică din nou, din ce știu eu, Patriarhia la nivel de România are undeva la 1200 de autocare de la noi frumoase care le vedem peste tot în țară, care fac cu enoria și diverse excursii, inclusiv la noi în Gorj, la Mănăstiri și celelalte. Eu din ce am înțeles, și nu raportează la Ministerul Transportului, așa cum spune legea, deplasarea cu 10 enoriași. Pe păi data, da, dacă au autocare proprii, nu merg ca. Atenție, orice, autocar, la din orice autocar din România de la o firmă de specialitate trebuie să raporteze că se deplasează cu copiii din punctul. de cu oamenii, din punct A în punctul B. De păi ce bine, nu se întâmplă. Păi lor? bine, dar Mitropolia nu are firmă de transport. Are păi de nu are, dar șatic. are autocare. Păi și, n au și, și nici fac, case de mașini, da. au Dar poate e un subiect de discutat în viitor. Vrei să ne bată Dumnezeu acum în postul Paștelui? Pai nu, când spui adevăr, nu te bate Dumnezeu! Doamne ferește! Da. Bine, mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Au fost patru subiecte importante pentru Gorjenii. Interesante ca provocări, ar, ar fi fost de spus mai multe la fiecare. Uh, N-am primit niciun SMS, dragi telespectatori probabil că sunt un pic mai grele mai greu digerabile sau... dar uh, cu siguranță vor suna foarte mult și vor trimite SMS-uri da, mai... de da, Sau poate de da, Sau poate să se pe reluare, Pentru că să vă dă pentru că e lumea greu. în casă, să ora asta să mai greu să fim în să televizorului. să o mutăm să ne mutăm un pic da. așa să totul se rezolvă mulțumesc, dă mulțumesc, mulțumesc Cornel la revedere.